Bă, ce asta e, ce am făcut? Să-l lasă pol. Ce face ăla acolo? Uitați-vă, bă, la voi ce face. Vă dau adevăratele colacu și bine v-am găsit la un nou vlog, Uleanu, pe acest canal și astăzi Delio la blană bombă nebunie și vă place cum arăt. Sunt și eu aici alături de grăsanul Cori al meu, Conac oficial pe Instagram, Conac cu bifă pe TikTok. Nu mai are nimic ca de zis TikTok-ul ăla că l-am decimat. Băi, vă salută fratele Conacu, Daily Nou, alături de Grăsanu. Mergem la băieți, la bootcamp. Între timp ce s-a întâmplat, ca să știți, să închid show-ul și asta, să te iau pisic în brațe ca să prindă clipul mai bine. Hai bă, vinul la mine, pisic. Haide, hai că-ți dau bucata. Bă, ăsta cred că e rău, 100% cred. Mă rog, astăzi practic trebuie să mergem la băieți. Trebuie să nu mai abandonăm nimic, trebuie să mergem la băieți la bootcamp. Trebuie să mergem până la dedeman, să mergem până la mama și între timp, nu știu, ne mai oprim și noi la un bancomat să scoatem și noi bani de prime. Ce s-a întâmplat între timp cu echipa? Ne-am calificat la ISF, băieții. Mergem acolo în Israel, bine să mergem în Israel și trebuie să vă zic ceva pe vlog. S-a vehiculat de 4-5 ori, că dacă ne calificăm la ISF, organizația o să susțină tot tripul și după ce ne-am calificat noi, următoarea a zis că unde, domne, nu plătește, fiecare echipă își plătește. Ai problemă că donați și membru să vă luați. Bun. Fără alte introduceri, echipa a câștigat ISF, merg bine, conducem la ropele, sper să zic bine toate detaliile astea, că sunt pateu cu CSGO, ați văzut cum mă joc eu. Conducem la ropele, acolo suntem lideri în campion, chiar acum numai de oră am jucat versus Succes și am bătut 16-11. Și cam atât, băieții, v-am zis că tată, să rupeți butonul de like, subscribe dacă ești pentru prima oară pe acest canal și nu uita, dacă îți place clipul, trimite-l și tu la un prieten sau dă-i o distribuire pe Facebook sau tag pe Instagram la Conac oficial acolo. Prima oprire, ăla fără neti. Îmi plângea stomacul de foame. Acum mergem să îndeplinim obligațiunile de un fiu responsabil. M-a sunat mama și mi-a spus alaltă ieri, dacă pot să iau pentru ieri niște cuie, 10 kg de cuie de ouă, 2 silicoane, îi trebuie astăzi. Când am sunat-o pe mama și am spus că am uitat alaltă ieri, că trebuie să iau pentru ieri, trebuia să folosească astăzi. Te vezi? Da, mă, mergem. Și noi până acolo aici. Băi, ai un șef ornetic. Mergem la dedeman, trebuie și noi niște cuie și cu silicon. Și după aia mergem la bootcamp la băieți. Îndeplinim obligațiuni și am scos și noi niște bonus de la Cașcarabet acolo. Donați, că nu mai avem membru, man. Între timp. Nu, nu, băi. Vrei, bă, să guste bună, naturală, de 7 lei, la comuna Mihăilești. Băgăm forneti, băiețe. Astăzi mergem ușor, pentru că vreau să abordez o nouă situație a vieții. Vreau să merg așa paralizat și să nu mai fiu super agitat peste tot, că mi-am dat seama că dacă sunt super agitat, mai enervez și stric ziua. Și așa că le fac ușor pe toate, la ce oră termin, la ce oră termin. Nu mai contează. Ia fiți atenți aici să înțelegeți o chestie. La bootcamp am făcut un pic de abuz de putere, ceea ce nu voiam să fac, dar mi s-a părut absurd așa. La bootcamp am cumpărat de la Dedeman o mașină de găurit. Mașină de găurit, mă rog, bol mașină. Am dus-o la bootcamp, nu a mers. Să vedeți și pe filmare. Bă, nici n-a pornit. Am băgat-o, l-am încărcat, licărea LED-ul ăla. Am venit înapoi cu ea și am întrebat la casă, acum când am cumpărat pentru mama cu ele. Am întrebat la casă: doamna, dacă am luat din alt dedeman de la Paladin, pot să dau retur aici? Da. Mă duc la informații unde mă trimite doamna. Mă duc la informații și spun: să rămână doamna. Bine, la informații, ca să înțelegeți ceva. Să te-am luat coadă. Să bagă o femeie în fața noastră, țin la mișto așa. Și mai era un bărbat și el voia să bage în fața noastră. Și noi să te mai desfilați, că e corona. E, ce credeți? Ce am făcut lui aia? Pune aia acolo și cu masca mă uile așa cu grasul în gâne și fac să uite așa și zilul grasul. Ia uite grasul. Ne-a revenit, nu mai suntem invizibili. A rămas cu manta pe noi. Am râs, Caterin. Te-a cerut și a scuze. Nu și-a cerut. Bun, ajungem la asta și zic: doamnă, dar am și o retură asta. Zice doamna: cheamă pe cineva cum să face, cheamă pe cineva de pe raion. Vine un nene care era frate cu mine și zice: ce s-a întâmplat? Zice: domnule, uite, am luat și eu bor mașina asta. Nu a mers din prima. Cum n-a mers? Domnule, n-a mers. Bagă-l la încărcat, uite-te și tu la ea. N-are nicio urmă de folosință că nu s-a folosit. Zic că am băgat 20 de birouri la mână, că ne-am bazat pe asta. Perfect. O bag, o verifică și zice: pe nu pot să vă dau retur. Zic: de ce? Pentru că s-o trimit în serviciu. Domnule, da, eu am cumpărat-o de 4 zile, eu nu am nevoie de ea. Zic: vreau să o dau înapoi. Zice: pe cum? Ce fac? Să o bag pe serviciu. Zic: domnule, dacă eu nu vreau reparată. Zic: ce fac? Aștept să vină în serviciu cât? 2 săptămâni. Zic: aștept să vină de la serviciu 2 săptămâni, să treacă 2 săptămâni, să facă bor mașina, să vin iar cu ea și după aia să vin la voi. Zice: da. Zic: auziți, da. Cât am termen de retur? Nici el nu știa. Zic: să zicem 30 de zile, da? Nu știa, habar n-am. Zic: dacă eu am 30 de zile termen de retur, vin după 28 de zile să o returnez și e stricată și voi o băgați la serviciu, nu-mi trec alea 30 de zile de retur? Ba da. Zic: pe și, mă rog, vine un băiat acolo și mă duc la fata aia. Zic: doamna, da, spuneți și mie politica de retur, vă rog frumos, că eu vreau să dau retur, nu vreau să o bag în serviciu. Ăla tot se bătea cu pumnul în piept, că domne, bine, nici eu nu știu perfect. Domne, că eu n-am cum, că eu nu pot să dau la serviciu din magazin. Zic: cum, domne, să nu dai la serviciu din magazin? Și bine, eu n-am cum. N-ai cum. Bine. M-am luat spumele. Și am zis: arătați-mi și mie, vă rog, exact politica de retur, unde scrie că dacă e un produs stricat, trebuie să-l băgăm așa, cum ziceți dumneavoastră. Să duce la iau de la pe foi pe acolo, n-aveau înrămate. Zice: uitați, produsul trebuie să nu prezinte urme de folosire. Și bun, unde prezintă produsul sau urme de folosire? Că n-a fost folosit, că nu merge. Păi asta e, că nu merge, înseamnă că a fost folosit.
Zic, a fost folosit. Da, a fost folosit, zic bine. M-am enervat și eu și am făcut 1000-2000 de aia. I-am zis, doamne, da, intrați pe YouTube acum, căutați conacul, vă rog. Uitați-vă la clipul meu să vedeți că am desigilat-o pe clip și nu mergea. Haideți că m-a intrat aia pe clip, s-a uitat acolo pe clip. Mi-a dat telefonul, i-am zis, da, dați să vorbesc și la call center la ceva, că nu se poate, nu vreau să vorbesc cu omul de paraion, că nu se pare că nu știe. Mi arată că sunt prost. Vine un băiat acolo și ce se băgase între noi, se uita și el, s-a uitat la ea și stătea, eu vorbeam cu ăsta și vorbeam cu lumea, că i-am vorbit și zic, doamne, dar dumneavoastră vă bateți joc de mine. Și zice, da, eu v-am respectat, de ce îmi vorbiți la per tu? Și zice, dumneavoastră, ce nu mi-ai zis, uite tu acum. Mă rog. Și ce-a dat la patala, dacă am pipi pe el, ăla altul care a venit nou și ce credeți că e celul ăsta pe aia? Ce ai zis că prea eu de aici, da. Și tocmai îmi zisese ăla, deci nu pot să vă dau retur. Și ăsta zice, haideți domnule, uite, fac o excepție de data asta, dar să nu mai veniți cu scule care nu merg. Am vorbit eu sus. Și vă dau retur. Ajunge la retur acolo și fiți atenți aici. La retur știți că trebuie să semneze un angajat să completeze o foaie și fata aia trebuie să o semneze și ea. La retur acolo, completa angajatul ăsta să-mi dea returul și femeia zice: "Dar să știți că nu pot să vă dau bani." Zic: "Păi cum?" Zice: "Păi nu pot să vă dau bani, trebuie să vă duceți la Paladin de unde ați luat." Zic: "Păi și băiatul ăsta de ce mai face returul?" Zice: "Nu știu." Să uitați la altul prost. Ce? Trebuie să vă duceți în magazin acolo. Zic, da, voucher puteți să-mi dați? Da. Zic, pe bine, dați-mi voucher, că tocmai ce ieșim cu cuiele lui mama, că am luat cuiele de 2500. Zic, fii atent, da, dați-mi voucherul, retur aici, trebuie să-mi dați voucher, da? Bun, da. Dați-mi voucherul, faceți-mi retur la cuie, mă duc să le aduc la mașină și după aia cumpăr. Am ieșit să fumez o țigară, să aduc cuiele și a ieșit grasul cu bărul și cu banii. S-au săturat ăia de noi. Da, mă, nu știu eu exact politica, dar mi se pare super absurdă treaba asta, exact cum v-am zis. Să vii cu un produs pe care nu-l mai vrei și el să te oblige să-l bagi în service pentru că el n-ar merge și ei ca magazinul poate să-l dea retur. Mă rog, România, tată. Avem aici 160 de lei, bă, mi-a dat și în plus, mă, băiatul. Nu, că mi-a cerut mie un leu. A, ți-a cerut ție un leu? Uitați-vă aici, băieți, în circuită, da. Haideți să mergem, băieții, că am luat cu ele de la dedemanul nostru mult iubit, am mai avut noi probleme cu ei, mai avem o dată. Și mergem direct la bootcamp să-i vedem pe băieți. Bă, ce-i asta aici, am? Ce faci ăla acolo? Uitați-vă, bă, la voi ce face. Ce face ăla? Ia uite, mă, ia uitați-vă, bă, la ce faci? Nu-mi cap, bă, la tu deștept. Ce faci, mă? Ești ok? Cu meciul de pace, doamna. Nu, ce ați făcut cu aia? 16-11, nu? Ce care e? Cu sursa. Da. Dar ne-am calificat la ceva, acum și cum aș gândi altă. Ați calificat la ceva? Vă lua acolo 16-12, vă băgam 16-14. Pe contează, câștigă, mă, hai mă, vină peste ăștia aici să te vedem. Tocmai ce mi-ai făcut intro-ul de live, știi, nu? De ăsta, te-a prins când făceai numai așa aici. Ce faceți, mă? Salutați și voi oamenii pe vlog aici. Hello! Dați doi miraje, vor pas inferno. Mai am două bani, pot să nu arunc o vorba sau mă, poate îl arunc ei, că nu se mai simt așa. Arunc mirajul? Voi toți dați doi, dar cred că pe miraj e mai greu contra ei, că mă enervează cum joacă mirajul ăsta. Arunc mirajul? Hai, dă-i miraj. Gen, nu-i miraj. Ce-a rămas? Vorba și fără? Nu mă, și dați doi. Hai că riscăm la om. Pupici cu lipenci. O pentru chiar la 3, ar trebui să-l banez, dacă nu-l alegem. Ce se poate întâmpla? Să mor eu, dacă nu banez o vorba, să alegem o vorba? Poți să-l lași să dați doi deschis? Nu cred că ai. Au pierdut 16-3. Ce să dați doi acum? Ha? Să banezi în felul, pardon. Și dăm, dați doi. Banezi, mă, cumva. Bă, de ce sunteți așa relaxați? Conduceți grupa rău? Pe primul loc. Păi avem 5-0. Ați pierdut vreo meci în grupa asta? Nu. Da. Și astăzi acum jucați cu Nexus, nu? Iar? Da, da. Și mai avem un singur meci. Un singur meci după ăsta sau cu el cu tot? În dropul rău mai avem un singur meci în felul ăsta. Ah, ok. Deci ați câștigat, practic, grupa rău. Nu l-am câștigat, nu l-am câștigat, că avem play-off. Sunteți lider. Da, da, se duc mai departe, alte urmă, patru din ropele ăsta. Ia să vedem white-ul. Te-ai tuns? Da. Tuns, m-am bărberit. Nu, acum ți-ai revenit, nu mai faci ca atunci, te-ai tuns? Dacă am dormit... Operator, fac. Dacă am dormit 4 ore în 3 zile, da? Cum vrei să fiu? Așa, da. Eram mort. Da. Bravo. Și mai aveam 2 meci. La cât jucați, la cât începe meciul? Acum. Când termină ăștia. Acum intrăm? Nu, acum, că se termină ăștia. Cât e scorul aici? 14-10. Pentru control, nu? Păi da. Au dat mai devreme forfeit cu voi, nu? Au dat. Au uite, știu să dea direct drumul la meci peste meciul ăla și... Ia scoate-mă și tricolul ăsta să-l dășu. Hai că, dă drumul. Păi, vrei să luăm tricolul pe rea, adevărat? Păi ar trebui. O să fie pauza aia publicitară. Luăm tricolul. Un elefant se legăna pe o pântă până din asta. Bravo. L-am prins pe fraierul. Hai să tindem și pe asta. Ah, bravo. Bravo, suntem buni. Rush B? Da. Rush B. Bază. Mor bază. Pull 2. Prima și 2 pull.
Venim acum de la noi. Ruine 1. S-a dat soc bază. Pase 1. Am flash. Ruine 2, ruine 2, ruine 2. Vă dau flash când vreți. Nu văd. Ruine, nu văd. Coffee. Am dat flash. Să băga ruine. Să băga ruine, tip. Ruine, ruine. Eu. Mai coffee. Da. Stânga, eu. Mor, eu. Mor, ruine, 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 ruine. Bravo. Hit, hit, bravo. Bravo. Nu-mi bază, dar am simțit-o prea rău. Nu știu, m-am băgat acolo. Dar vezi, tu anunțai, nu se auzea nimic. Bă, arme mari, arme mari, arme mari și armură mică. Da? Arme mari și armură mică, că o să cumpere ăștia. Da, hai, luați-vă acum, dacă și acum aveți bani mai buni decât mine, dau, bă, trebuie să intrăm pe Tisfi Glory după meciul ăsta, am uitat, și după până rândul ăsta. Fac un picnic cu Fresh. Nu fac copac? N-am mai știu, dar liber banana, bă. Păi în casă, bă. Ia, ia, încerci. E fă liber banana, vezi și la voi, tot așa. Mint. Mai am în cap. Da, Fresh, da, Fresh. Sper mașina acasă, mă. Pe chitră. Ești chitră. Uite, nici buretele mea, dau cu mâna. Dai cu mâna. Ești bine rău, mă. Am cu bere, să crească. Ia. Cum e presiunea fost? Ia, pe aici, nu. Păi nu, e de-aia mă frumos. Păi, dar nu mă merge asta tare. Hai, bă, dau și acolo cu presiune ca alea, dar mergi. Da, mă, tu și stresul ce dați mă. Da? Tu și stresul ce dați mă. Filmează-o pe Leana, să vezi ce o bat pe Leana. Dar nu-mi place de la asta. De ce faci cu mine, de ce? Ți-e rău? Da. Dar ce-ți-e rău? De la aerul ăla ți-e rău. Ai vrut aer? Nu i-am dat drumul. Ai vrut aer? Da. Niciodată nu-i mulțumit, nu? Uitați-vă, mă, deci am fost și am cumpărat cuie și nu e mulțumită de nimic, mă. Păi asta e de un kilogram? Da, mă, un kilare. Așa, după. Da, două, cuie două. Era la, eu știam cum era odată, la kilogram, la 300. Și două de astea. Ne-am aprovizionat și noi de la Mega. Și am ajuns și acasă, băieții. N-am mai fost pe la stresul, dar am ajuns acasă și o să vă arăt ce făceam eu în curte, înainte să plec. Ia uitați-vă ce e pe jos pe aici. Mamă, până golesc eu cu furtunul ăsta, toată piscina asta durează mult. Să golim piscina, băieții, și puteți vedea cam cât s-a lăsat. Foarte puțin. Curge pe aici, pe ăsta. Uite-l aici. Ami, hai la tata, tata. Hai, fetele lui tata, haideți la tata. Ia uite, hai la mine. Hai de la mine, hai de la mine. Hai frumoasele lui tata. Hai frumoasea. Ce faci, tata? Ce faci, tata? Ce faci, tata? Amalo. Să-ți mănânc bortul ăla. Ami, să te nuți-o? Hai să te nuți. Hai să te nuți-o la tata. Hai să te nuți-o. Hai să te nuți-o. Stai, Ami. Alma. Ce faci, tata? Ce faci, tata? Auzi, dă-o. Da, zici-mi, 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 Masele. Trebuie să facem piscina asta, să scoatem. Poate apare pe daily. Cam s-a făcut și daily-ul de astăzi, băieți. V-am zis că urmăriți-mă pe Instagram, Cunacu Oficial, Cunacu cu Bifa pe TikTok. Vă mulțumesc mult că mă urmăriți și mă susțineți și mai scap și eu de perioadele astea pentru că lucrez pe trei canale, Cunacu, Cunacu Gaming și All Stars. TikTok la fel. Am mai postat, dar postăm pe All Stars. Nu uitați să urmăriți și echipa noastră de CS:GO pe All Stars Gaming Group pe Instagram. A nebunit cheluțu, a nebunit cheluțu, a nebunit cheluțu, a nebunit cheluțu, face pe căluțu, a nebunit căluțu. Măi, Ami, Ami, tată, ce e? Ami, 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 ce e, Ami, tată? Ce e, Ami, tată? Stai frumos acolo, hai stai frumos acolo, poză, da? Hai stai la poză, da. E nebunie, vă pupă jegosul. Dacă ești nou pe acest canal, apasă butonul de subscribe, like, toți conacii mei și un comentariu este neapărat. Învățați să lăsați comentarii, băieți, pentru că mă ajută foarte mult și vă dau inimioară la toți acolo, da? Comentarii.